După data de 15 mai, în Grădina Botanică vor fi reabilitate aleile și băncile și vor fi schimbate și amenajate spațiile verzi. Însă, înainte de a planta flori, trebuie asfaltate toate aleile. Vor fi mai multe tipuri de alee acolo, unele lucrate cu elevii de la Liceul de Artă, din piatră, din mozaic, care vor arăta foarte frumos. Deja avem niște proiecte pe care ei le-au făcut și ni le-au arătat și aleile pentru alergare, pe care suntem obligați să le facem din asfalt, pentru că altfel sportivii nu pot să alerge acolo, care vor fi probabil dintr-un asfalt de altă culoare, nu de culoarea gri, neagră, pe care o știți dumneavoastră, probabil roșu-albastru, în funcție de cum vor arăta și florile ulterior. Vrem să facem ceva foarte frumos, iar cu copiii de la Liceul de Artă pe aleile pietruite, probabil că vom lucra împreună cu Rea de PFL-ul, ca și la schimbarea gardului de asemenea și la văruirea fântânii, care este în exterior plantatul de flori și așa mai departe. Ne dorim să nu mai organizăm o altă licitație pentru Grădina Botanică și să lucrăm în cadrul acordurilor pe care noi le avem deja cu Rea de PFL-ul și al acordului cadru cu Delta. Anul acesta, pe lângă Grădina Botanică, va mai intra în reabilitare și Parcul Nicolae Romanescu. Lucrările la Grădina Botanică ar trebui finalizate în aproximativ 3 luni.